Bineînțeles, noi ăștia urâții și când suntem frumoși, tot urâți suntem. Sau cum era invers? Și când suntem urâți, tot frumoși suntem, nu? Bun. Super. Când m-am făcut și eu frumoasă, ce credeți? Nu mă duc niciunde. Dar m-am făcut pentru mine, ca idee. Pentru că tot a venit vorba asta cu machiatul, nemachiatul și astăzi am făcut un live și mă tot întreba lumea dacă am o problemă cu treaba cu ieșitul pe stradă sau, mă rog, cu ieșitul mai pe oriunde fără make-up. Nu am o problemă cu asta, nu am o problemă să mă afișez exact așa cum sunt, pentru că mi se pare corect față de toată lumea și normal să ne afișăm exact așa cum suntem. Nu văd o problemă în asta, am cearcă, ne am riduri, am toate cele, pentru că e normal, suntem oameni, dar fiecare alege ceea ce face și e normal să avem opțiuni de a umbla machiată până, și până la magazin inclusiv, sau de a te arăta exact așa cum ești tu. Înțeles că eu prefer ambele părți, ambele opțiuni, ca să zic așa, dar în majoritatea timpului îmi place să stau în nemachiată, ce să zic. Sunt nașpa, nu sunt nașpa, nu știu, nu pot să-mi dau o părere, pentru că este vorba despre persoana mea și e normal să fiu nulă în a spune o părere despre asta și e normal să mă iubesc și să mă divinizez așa cum sunt, strâmbă, urâtă, cu riduri, cu ea, uite ce mai am pe aici, nu știu, că n-are rost să mă complic, să mi le etalez în fiecare zi sau să le enumăr în fiecare zi, pentru că nu rezolv nimic. Dar, cum am spus mai devreme, sunt foarte narcisistă, mă iubesc exact așa cum sunt și nu am o problemă cu asta. Nu văd un deranj să ies în oraș sau să ies peste tot nemachiată, cum nu văd un deranj să te afișezi cu fața ta, pentru că și dacă te machiezi non-stop și ești o mare frumusețe 99% din viața ta, e o înșelătorie. Ar trebui să vă dăm o judecată, pe bune. Ar trebui să vă dăm o judecată pentru o înșelătorie, băi nene, că toate suntem frumoase machiate. Sau suntem frumoase și nemachiate. Mă rog, sunteți, ca să nu vorbesc doar de mine. Dar, nu știu, nu mi se pare corect să... Nu știu, că nu mi se pare corect. E o chestie așa... E un feeling din ăla... Nu știu cum să vi-l explic, când înțelegeți voi, ăștia care mă înțelegeți. Da. E un feeling din ăla strange. Nu știu dacă neapărat, dar e o chestie, nu știu. E mișto așa să le vezi pe toate, pe TikTok, peste tot. Mamă, mari frumuseți. Și dacă le vezi de machiate, să nu le mai recunoști. Ce să zic, vă provoc. Vă provoc. Vă provoc să umblați mai mult de machiate. În ultima perioadă e la modă. Și e mai funny așa. Când ești undeva să fii super mega frumoasă și în restul vieții tale să fii natural, nu? Eu așa zic. E de la Dumnezeu. E de la Dumnezeu să fii diferită când ești nemachiată, e logic, și să fii diferită când ești machiată, e normal. Dar ce să facem? Moda e modă. Ce se poartă, se poartă. Niște gene atâta, un botox atâta, era modă, e ceea ce se poartă. Extrem.